este pentru? Nu. Abțineri? Împotrivă? Am fost declarați eligibil pentru finanțarea festivalului DAPYX pentru 2 ediții, undeva suma de 20 de miliarde de lei. Între timp s-au cerut clarificări, pentru că așa funcționează această procedură a implementării proiectelor din momentul în care ești declarat eligibil și până la implementare răspunzi la fel și fel de clarificări, dar răspunzi imediat pentru că sunt niște reguli extrem de clare și extrem de drastice. Dacă nu ai răspuns, ai pierdut suma necesară. Iar domnii care nu vor să se întâmple lucrurile astea în Megidia au votat împotrivă sau s-au obținut și același lucru. Domnii aceștia sunt cei care au condus timp de 12 ani Megidia, care s-au priceput și se pricep doar la îndatorarea orașului, pentru că ei au făcut datorii pe care le plătim până în 2030. Eu în 2 ani de zile nu am făcut un leu datorie, am plătit vreo 200 de miliarde de lei datoriile domnilor din Consiliu, care acum se dau mari moraliști, și am atras până în acest moment și am semnat contracte de finanțare de 1000 de miliarde de lei. Asta e diferența între mine și dumnealor. Acum când lucrurile încep să apară și să se vadă pe teren, vă dați seama că oamenii pot face diferența. Ei nu vor să vadă cetățenii ce prost au administrat orașul timp de 12 ani. Dar eu voi face tot posibilul să le arăt oamenilor prin fapte. La ei sunt vorbe, la mine sunt fapte. Dacă nu sunt întrebări, propun să trecem la vot. Vă rog.